Un tip de la Constanța a decis că poate să-și lasă mașina aici. Na, dar după aceea s-au răzgândit. Au văzut că e cam aglomerat. Și aglomerat mai ales cu autospeciale din astea de șantier, betoniere. Ia uitați-vă câtă lume, cu mătura și cu apa, luptă cu poluarea. Evacuează glodul de la șantier. Nu știu unde împinge apa asta, au gratii acolo. Mai simplu ar fi fost dacă făceau ei o construcție care să colecteze apele astea, să nu umble cu măturile, dar așa, uite câtă lume trebuie să plătească. 2, 5, 8 oameni se ocupă de curățenie și îmi pare că în spate acolo mai sunt unii care spală roțile camioanelor. Deci cel puțin 10 oameni se ocupă de chestia asta, când putea fi construit o rampă specială la intrare. Că au de intrat betonierile astea cel puțin un an încoace, în fiecare zi. Mult sigur o să ridici un bloc mare la ce macarale afișează. Frumos. Cam așa stă treaba. Bulevardul Timișoara.